Serviciul Situații Excepționale atenționează populația asupra respectării regulilor antiincendiare. În contextul avertizării de pericol excepțional de incendiu clasa 5, lansată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, potrivit specialiștilor, în perioada 12-16 iulie, pe arii extinse se prevede pericol de incendiu a fâșiilor forestiere și culturilor agricole. Salvatorii îndeamnă oamenii să nu aprindă resturile menajere și vegetația uscată. În caz de situații de risc, ei pot forma serviciul 901. Reprezentanții Asociației Micului Business au protestat în fața sediului executivului. Manifestanții au cerut prelungirea termenului activității în bază de patentă. Oamenii spun că vor rămâne fără lucru odată ce la 31 decembrie curent va expira termenul pentru practicarea unor activități în bază de patentă. Menționăm că anterior, la una din ședințele Comisiei Parlamentare, Economie, Buget și Finanțe, deputatul PSRM Igor Dodon a menționat că socialiștii au înregistrat o inițiativă vis-a-vis de excludere a termenului limită de activitate în bază de patentă. Deputații PSRM cer formarea unei comisii parlamentare de anchetă a furtului miliardului cu participarea experților străini. În declarația fracțiunii socialiștilor din legislativ se menționează că ei salută orice investigație din afara țării a furtului miliardului. Suntem siguri că aceste investigații din afara țării vor scoate la iveală multe lucruri curioase și relevante despre autorii furtului de miliarde, se mai arată în text. În prezent, compania străină Kroll efectuează cea de-a doua etapă a anchetei pe cazul delapidărilor din bănci. Potrivit speakerului Adrian Candu, raportul Kroll 2 ar putea fi gata sau la sfârșitul acestui an sau la mijlocul anului viitor. În același timp, Procuratura Generală precizează într-un comunicat că pe cazul devalizării sistemului bancar din Republica Moldova au fost create grupuri de urmărire penală, formate din procurori, ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigații din cadrul Centrului Național Anticorupție. Totodată au fost expediate cereri de comisie rogatorii în adresa autorităților competente din Letonia, Statele Unite, Ucraina și alte state. În urma acestor demersuri au fost obținute informații relevante care au permis avansarea semnificativă a anchetei, mai comunică procuratura, care îndeamnă pe toți cei ce dețin informații pe acest caz să se prezinte în fața procurorilor. Vom ajunge în situația când vom înceta să colaborăm cu autoritățile centrale. Și asta nu pentru că nu ne dorim, ci pentru că în prezent pur și simplu nu avem cu cine colabora. De această părere este primarul de Bălți, Renato Usatăi. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta adaugă că la întâlnirea recentă cu reprezentanții Comisiei Parlamentare privind elaborarea proiectului de lege despre statutul municipiului Bălți a venit doar un singur deputat, Vasile Panciuc, de la PCRM. Acest fapt dovedește că majoritatea parlamentară este indiferentă față de problemele locuitorilor din Bălți. Dacă toți cei care stau în legislativ și guvern nu vor reacționa la cerințele noastre, atunci ne rezervăm dreptul de a decide de sine stătător vis-a-vis de acțiunile noastre ulterioare. Poate chiar vom începe discuțiile despre faptul că din municipiul Bălți să facă parte și alte localități sau toate localitățile, de la Unghin la Briceni, a mai menționat Usatăi. Discuțiile începute în luna aprilie cu PLDM, PAS și Partidul Platforma DA vis-a-vis de identificarea unui candidat comun la prezidențiale, sentimentul meu este că acestea n-au fost negocieri, mai mult s-a mimat decât a fost un interes sincer și real. Ideea era să se creeze o platformă a unor partide de centru-dreapta pro-europene, deși față de unele am dubii că sunt într-adevăr pro-europene, dar așa și nu am avut discuții serioase. Declarațiile au fost făcute de către liderul PPM Iurie Leancă la un post TV. Acesta a mai adăugat că poate chiar săptămâna viitoare le va propune colegilor din partidele vizate să se întrunească pentru a discuta și a vedea dacă nu-și consumă cumva energia pe un palier care s-ar putea să fie greșit. David Cameron predă ștafeta. El va răspunde astăzi ultimelor întrebări în Camera Comunilor în calitate de premier al Marii Britanii, după care își va depune mandatul. El va merge la Palatul Buckingham, unde în fața reginii își va prezenta demisia. Cea care va ocupa de acum încolo funcția de prim-ministru este Theresa May, actualul ministru de interne al țării. Menționăm că David Cameron și-a anunțat demisia imediat după aflarea rezultatelor referendumului de pe 23 iunie, când britanicii au decis să părăsească Uniunea Europeană.
Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Prețul pentru 1 euro a crescut cu 12 bani și costă 21,99 lei. Dolarul american are cotația mai mare cu 2 bani, valorând 19,82 bani. Cu 3 bani s-a apreciat leul românesc, valorând 4,89 lei. Hrivna ucraineană are prețul neschimbat de 79 de bani, iar rubla rusească a adăugat un ban și costă 31 de bani.